Bună seara și bine v-am regăsit. Începem o nouă săptămână. Este prima zi după ce am aflat rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare. Vorbim despre ce s-a întâmplat în Buzău, dar și în țară. L-am invitat în studioul Campus TV pe jurnalistul Titi Petre. Domnule Petre, bună seara. Bună și bine seara. Ați revenit. Mă bucur că am revenit. Vă mulțumesc pentru prezență. Mă bucur că n-am fost în perioada aia de forță, că fac parte din categoria celor care nu prea țin gura, nici măcar în perioada campaniei electorale. Și erau multe de spus. Erau multe de spus, erau multe adevăruri, dar electoratul a știut ce are de făcut. Spuneți că a știut ce are de făcut. Da. Cum vi se pare, haideți să începem așa cu o concluzie, cum vi se pare rezultatul acesta? PSD, o victorie importantă, au numit-o ei istorică, atât la nivel național, iar la nivel de județ, nici nu mai vorbim, suntem pe locul 2 în țară. Este o victorie, din punctul meu de vedere, pe mine nu m-a surprins această victorie, aceste procente le-am dat încă de vineri, l-am spus, unii m-au crezut nebun când am spus 65% la Buzău va avea PSD-ul. Și, ați nimerit exact am rezultatul. Am dat 44-45 la nivel național. Sunt oameni care au fost de față, când am avut discuții în grup și se uitau la mine, ziceau că sunt nebun. Uite cât de... Calculele erau extrem de simple, nu trebuia decât să privești din afară cam ce se întâmplă în interiorul și în exteriorul partidelor și care sunt partidele, chiar dacă am avut o listă completă cu 11 formațiuni politice, cu 162 de candidați, 162 am avut și un independent. S-ar spune că am avut de unde alege. Am avut de unde alege și am avut o paletă extrem de colorată, ceea ce înseamnă că dacă la prima vedere tragi unul, îți dai seama că, sau nu, ai impresia că avem o democrație curată în rândul formațiunilor noastre politice. Asta ar fi la prima impresie. Dar în subsidiar este cu totul și cu totul altceva. Oamenii n-au avut pe cine să planteze pe acele liste și au venit și au băgat neamuri. Să le umple, nu? Să le umple. Că dacă te uiți frumos după nume, practic sunt veri, unii, nepoți, nu știu mai ce. Și erau oamenii care erau afișați pe listă. Așa, dacă te uitai pe paleta cu meserii, nu știu dacă ai observat sau ai studiat-o, o chestie extrem de interesantă. Dacă acum 4 ani stăteam și ne minunam că avem un deputat auto, acum am avut mult mai mulți candidați auto. Am avut candidați zidari, am avut croitori, cofetari. Nu e un lucru rău, e un lucru foarte bun. Înseamnă că democrația funcționează în România. Nu mai zic că am avut și un șomer. Am avut și astrologi, am avut și casnici, așa s-au declarat. Am avut și un șomer și am avut și un primar. Am avut și un primar, da. Da. Da, oamenii ar fi trebuit să știe exact pe cine să aleagă. Din păcate, prezența la vot arată faptul că mulți dintre români nu au considerat nicio opțiune viabilă pentru următorii 4 ani și au refuzat să meargă la secțiile de votare. În Buzău, procentul a fost de 41,8%. Asta înseamnă că aproape 60% nu au vrut să voteze, n-au avut cu cine sau pur și simplu nu mai au încredere în nimeni. Magda, ăsta este cu adevărat un act democratic. Să știi. E dreptul fiecăruia să stea acasă sau nu? Este dreptul fiecăruia dacă vrea să vină sau nu. S-a făcut apel din partea partidelor să vină oamenii la vot. Unii făceau apel cu jumătate de gură în așa fel încât stați acasă, nu veniți, că e mai bine pentru noi. Chestiunea e că Dumnezeu a ținut cu noi, că a fost timpul pentru alegere, a fost un timp frumos și între 2-3 plimbări puteam să trecem pe la o secție de votare și să ștampilăm. Ceea ce m-a surprins că parte dintre tineri,
dintre cei tineri n-au participat la vot. Dacă te uiți, cei cu vârste între 18 și 24 de ani reprezintă doar 5%. Cei între 24 și parcă 35 sau 34 de ani reprezintă cam 11%, ceea ce este un procent extraordinar de mic. Și asta trebuie să ne dea un pic de gândit că ne aducem aminte că în urmă cu un an aveam Revoluția Tinerilor. Revoluția Tinerilor care a schimbat un guvern. Unde au fost acei tineri? Unde? Probabil că s-au văzut mai mult în București, acolo unde USR a ieșit pe locul 2. Păi, nu. Am avut USR și în Buzău. Da, însă candidații nu prea au apărut deloc pe nicăieri, nu erau cunoscuți. A fost singura formațiune politică care nu a fost în stare să aibă o listă completă nici la deputați, nici la senatori. Din 13 candidați, cât ar fi trebuit să aibă pe listă, 5 cu 8, n-a avut decât 7. A avut doar 7 candidați, 4 la deputați și 3 la senatori. Pur și simplu te întâlneai cu ei pe stradă, că îi cunoșteai și te abordau la intrarea într-un hipermarket sau nu știu mai unde, te abordau, îți dădeau frumos pliantul și cam atât. Păi un pliant nu înseamnă un program. Un pliant nu înseamnă că știi ceva despre cel pe care trebuie să-l alegi. Un pliant nu spune nimic de echipă. Un pliant din ăla nu te îndemna să vii la vot. Iar, bineînțeles că cei mai mulți păstrau calendarul, că îți spune. E util, da. Îți utilă să ai 11 calendari, că te asigur că în unele din ele s-ar putea să existe și greșeli. Nimeni nu le-a studiat, nici măcar eu. Îți spune, te pus unul lângă altul. Deci, păcat că la USR, atât cel care candidatul care era în frunte la Camera Deputaților, cât și cel de la Senat reprezentau doi oameni echilibrați, isteți. Din păcate n-au avut o campanie pe măsură. Oameni care au făcut ceva în meseria lor, oameni devotați, dar care nu știu să facă politică. O să vorbim despre toți candidații. Acum aș vrea să vorbim cu un telespectator. Bună seara, sunteți în direct, vă ascultăm. Bună seara. Vă rog. Aș dori să fac o precizare la ceea ce discutați dumneavoastră pe acolo. De ce nu vine lumea la vot? Nu numai la Buzău și nu numai acum, de fiecare dată, nu vine lumea la vot. Pentru că interesul politicienilor este ca să nu vină lumea la vot și cine vine la vot sunt deja educați să vină la vot. Nu toată populația este educată să vină la vot. Dumneavoastră ați votat ieri? Eu am votat. Și nu v-a învățat nimeni să mergeți, nu? Nu m-a învățat nimeni pentru că eu am o cultură care mi-am format-o, alții nu o au și nici nimeni nu are interesul ca să formeze o cultură a populației ca să meargă la vot. Bun, cine trebuie să formeze această cultură? Ce te atrage ca să te duci la vot? Această cultură trebuie să o facă la școală, la școală, în facultate, în orice împrejurare care și în familie trebuie să existe această cultură formată pentru ca oamenii să meargă la vot. Pentru că dacă noi suntem la o întâmplare, cum suntem de fapt în toată țara asta și suntem ultimii din Europa în foarte multe puncte de vedere, dacă nu chiar toate, dacă nu ne învață nimeni să facem ceva, noi nu facem pentru că nu ne naștem învățați să mergem la vot. Deci spuneți că ar trebui ore de un fel de educație civică la școală prin care să înțeleagă oamenii... Nu educație fizică, domnișoară, civică, educație politică. Da, educație politică.
Așa. E o idee bună. Deci asta este problema noastră cea mai importantă, care se repetă o dată la 4 ani, dacă nu mai devreme când e cazul. Deci asta este problema. Lipsa educației politice, a informației care nu o primește lumea, și oamenii sunt învățați, obișnuiți cu o educație totalitară care au avut-o, și oamenii de acolo, din comunele îndepărtate sau chiar mai apropiate, așa au perceput, așa fac. Merg pe ăștia, dar fără să gândească, pentru că nimeni nu are interesul să învețe. Sunteți optimist pentru următorii 4 ani în urma rezultatului? Da, eu nu pot să fiu chiar optimist, pentru că nu prevăd o schimbare. Dacă de 26 de ani nu s-a schimbat nimic și noi tot în groapă suntem și fără șosele și cu păduri tăiate și fără cultură și fără învățământ și sănătate, nu știu dacă cineva din ăștia care ne-au condus până acum pot să facă ceva în sensul ăsta. Nu am o certitudine, sunt într-o ambiguitate. Eu vă mulțumesc mult pentru intervenție, vă doresc o seară frumoasă, sănătate. Credeți că ar fi utile aceste ore de educație politică, așa cum a spus telespectatorul nostru, la școală? Cine știe ce s-ar mai introduce, ce noțiuni s-ar mai învăța la aceste ore de educație politică? Ia spune-mi, în facultate câtă politică ai făcut? Ai făcut un singur curs. Un singur curs, da. De politologie. Exact. Care acopera în mare partea de politică, pentru că nimeni nu-și permite nici măcar la facultate să prezinte partidele sau situația în fapt. În momentul în care și-ar permite acest lux, ar trebui să părăsească catedra respectivă. Eu știu foarte bine că de la cursul de politologie, inclusiv profesorul parcă era mai sfios decât noi și nu știu ea cum să ne abordeze, pentru că într-un amfiteatru sunt absolut toate categoriile și toată lumea, toți studenții, unul are câte o părere politică, are o orientare. Îți dai seama cam ce poate ieși de la un curs din ăsta. Cred că domnul se referea la faptul că ar trebui să conștientizăm faptul că prin acel vot am putea schimba ceva. Mulți nu mai au încredere, da, că votul lor contează. De aceea aleg să stea acasă. Dar există problema în care nu ai de unde să alegi. Niciun candidat nu te convinge. Numai un pic. Domnul a făcut o trimitere spre partea de la sat. Dacă observi, te uiți pe procente și vezi că pentru prima dată există un echilibru între urban și rural. Ba, din potrivă, urbanul chiar e un pic mai bine. Un pic mai bine decât ruralul, pentru prima dată. Da? Și atunci nu trebuie să aruncăm vina pe informație și pe omul de la țară care este mai slab informat și că merge pe linia aia dreaptă. Din punctul meu de vedere, ce trebuie să te atragă la alegeri este programul, este omul care îl prezintă și modalitatea de expunere a programului, pentru că un partid trebuie să vină în fața electoratului cu un program. Un program clar. Ceilalți candidați nu trebuie să facă altceva decât să prezinte acest program. Uitați, băi, proștilor, peste 4 ani, uite, noi asta vrem să facem, da? În afară de PSD, ai mai văzut vreun program concret? Au încercat cei de la PNL să aibă un program conturat mai mult după ideile domnului Cioloș. Ideea este dacă se va și respecta acel program în următorii 4 ani. Una e promisiunea, alta e fapta. Asta este o chestiune pe care avem tot timpul să o discutăm. Vorbim de acel program care trebuia să existe. Discutăm de... Mi-a adus PNL-ul în față, da? Magda, de un an de zile tot discutăm de PNL. Da?
Și am spus că PNL-ul nu mai e PNL și că de, odată cu marea greșeală s-a făcut când s-au unificat cele două partide. Iată că acum sunt amândouă pe cale de dispariție. Mai mult, în perioada localelor, PNL-ul, cu niște eforturi deosebite, s-a ridicat cât de cât cu un procent mai bunișor. Da? După aceea au început să vină meciurile, puciurile, loviturile directe, indirecte, prin spate, pentru nu știu ce. E, ăla a fost tăvălugul care n-a făcut altceva decât să înlăture și să-i scârbească pe liberal, pentru că prea mulți liberali nu sunt în PNL. Îi numer pe degetele de la o mână, cred. Pentru că nu mai sunt acei liberali care erau pe vremea lui Mihai Bălănescu, care adusese liberali adevărați. Nu mai sunt acei liberali care existau pe vremea lui Tod Ireașcu. Și să spunem pe dreaptă că au existat mulți liberali pentru că pe vremea lui Băgiu, că Băgiu a fost crescut de mic liberal. Vă întrerup mai un pic pentru că a revenit domnul de mai devreme cu o completare și așteaptă de ceva timp. Vă rog, bună seara, sunteți în direct. Bună seara. Deci eu n-am făcut referire la faptul că cei de la țară sunt la fel ca cei sunt la vot la cei la fel ca cei de la ora ca la, de la ora Shalom. Mă auziți? Sigur, vă auzim, vă ascultăm chiar. Deci eu fac referire la faptul că 60% din populație nu votează. Nu că cei care votează sunt împărțite părțile lor. Deci educația oamenilor, m-am referit la faptul că cei 60% din țara asta care nu votează trebuie convinși într-un mod sau într-un fel, ales de cineva care are capacitatea aceasta în țara să meargă într-un fel cum vrea lumea din țara asta, să meargă la vot. Deci capacitatea omului este, dar este foarte puțină, de la 41% față de 100% din oamenii care merg la vot, e foarte, foarte puțin. Cum facem noi ca acești oameni care nu vin la vot să vină totuși toți la vot? O să las pe invitatul nostru să vă răspundă. Eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru intervenție din nou. Cum facem să-i convingem pe acești oameni? Trăim totuși într-o democrație, fiecare e liber să voteze sau nu. Apropo de chestia asta, am văzut pe undeva un reportaj la un eveniment artistic cu foarte mulți tineri, da? Și la intrare i-a pus să arate buletinul. Cartea de identitate. Ai votat? Intri. N-ai votat? Nu intri. Și absolut tot tineretul de acolo care a intrat la acel eveniment votase. Da? Bine, asta este de o constrângere și nu mai este democrație. Nu este drept, devine obligație ceea ce devine nu putem o obligație să facem. Da, și când vorbim despre absenteism, nu trebuie să ne referim numai la tiner. Ar fi o mare, mare greșeală să ne uităm că este o categorie socială până la vreo 50 de ani, deci 40-50 de ani. Deci oameni maturi, oameni care știu ce este aia viață economică și socială și care ar putea interveni prin vot. Dar la ce să intervii? Când vezi ce ți se pune pe masă, nu faci altceva. Votantul nu lucrează decât cu ceea ce îi oferă clientul. Clientul nu este nimeni altcineva decât candidatul. Păi dacă acel candidat nu ți oferă nimic, da? Nu ți oferă nimic. Cum n-ai să te duci pentru el la vot? N-ai cum să alegi. Și conform am tot auzit, de fiecare dată la alegeri, de fapt, se spune că, domne, cine nu votează, n-are dreptul să comenteze apoi. Nu. Cred că orice om are dreptul să comenteze în țara asta atâta timp asta cât își plătește taxele, impozitele, respectă legea. Este o mare greșeală, da? Nu, deci cu toții avem dreptul să discutăm, avem dreptul să ne expunem punctul de vedere și putem, în discuțiile noastre, putem să ne motivăm lipsa de la vot. E, tocmai aici
ar trebui pus accent, un accent mare, de către societatea civilă, nu de către partidele politice, de către societatea civilă, și ar trebui să discute cu cât mai multe persoane care nu au mers la vot, să vadă cauza și pe urmă să tragă o concluzie. Pentru că nu e neapărat nevoie că n-au avut de unde să aleagă. Aș vrea să vorbim puțin și despre rezultate. Rezultatele la Senat, de exemplu, și sunt la nivel local. Partidul Social Democrat a obținut 64,81%. Partidul Național Liberal doar 11,73%, iar Partidul Mișcarea Populară 7,75%. În Buzău se așteptau cei de la PMP să fie undeva în fața PNL-ului, ar fi însemnat un procent de 12%. Însă, aseară, înainte de a afla rezultatele cât de cât certe, s-a vehiculat un procent de 4,40% pentru PMP, deci n-ar fi depășit pragul. Acum, în sfârșit, au trecut pragul, intră în Parlament, dar cum vi se pare acest procent pentru PMP în Buzău, 7,75%? Procentul putea fi mai mare. Putea fi mai mare. Și comparativ cu PNL-ul, PMP-ul a câștigat mai mult. PMP-ul la redistribuire va avea și un senator. Domnul Bădulescu devine senator. Dorin Bădulescu va deveni senator. Este sigur că acel la redistribuire mandatul se duce la PMP? Se duce la PMP. Asta înseamnă că de la PMP va fi domnul Adrian Mocanu deputat și domnul Dorin Bădulescu senator. Și Dorin Bădulescu senator. O mare pierdere pentru domnul Atanasiu, care nu mai intră în Parlament. Aici se impun niște semne de întrebare vis-a-vis de domnul Atanasiu, vis-a-vis de Antonel Tănase și de capetele astea. Cum vi s-au părut? Acum puteți să-mi spuneți. Cum vi s-au părut candidații PNL? Domnul Romanescu a ales să stea undeva liniștit deoparte și am văzut cel mai des pe domnul Atanasiu și pe domnul Tănase. Așa. Domnul Antonel Tănase, domnule, n-am înțeles ce a căutat pe listă, da? La Buzău. Trebuia să meargă pe listă la el, la Tecuci, la Galați. Și domnul Atanasiu la Alba. Discutăm de domnul Tănase. Domnul Tănase, acest mutulică necunoscut care și-a văzut de treburile lui, bine mersit, secretar prin Ministerul Transporturilor, a avut toate trezorier șef, toate neamurile de funcții, 6-7 consilii de administrație. Gândește-te că era membru în consilii de administrație acolo unde se plătește bine. Și plus serviciu, domnule. Omul ăsta cred că lucra 48 de ore din 24. Și a venit să ne fraierească pe noi la Buzău. Ce înseamnă asta? Înseamnă că președintele PNL-ului de la Buzău nu a avut niciun fel de cuvânt de spus în fața celor de la București de a trebui să-i înghită pe liste pe cei doi. Eu nu sunt de acord cu ideea de a nu avea pe liste oameni din afară, oameni din structura centrală sau din alte județe. Nu sunt de acord cu ideea asta. Pentru că sunt și oameni răsăriți, oameni de Doamne ajută, care puteau să fie pe aceste liste. Ziceai de domnul Tase... Da. Atanasiu, da? Domnul Atanasiu, da. Domnul Atanasiu. Domnul Atanasiu, dacă este atât de bun și putea să aducă electoratul după el, de ce nu a candidat la Alba? Da? Atât de bun încât a fost trimis la Buzău pentru a salva PNL-ul organizației. S-a văzut salvarea pe care a dat-o PNL-ului de la Buzău. Practic, PNL-ului de la Buzău i s-a pus cruce. Iar dacă nu se ia, și asta știi foarte bine, că tot am spus-o. L-a frământat Preda până n-a mai putut și Preda s-a dus cap ce de listă. Ce face domnul Preda? Cred că cap e de listă la... E din nou deputat. Era și normal. Dacă de Dâmbovița de această dată. Deputat de Dâmbovița,
Da? Și mă uitam la o declarație de-a lui Antonel Tănase. Dom'le, eu dacă ies deputat, 24 de ore din 24, voi fi în... La pogoanele, nu în Buzău. Voi fi între alegători, dom'le. Da. Dom'le, o să stau acolo și eu. Mă bufnea râsul când vedeam. Băi, chiar atât de proști ne crede. Păi cum dă acum? Gândește-te numai la Preda, care în ultimii 2 ani a trecut din când în când pe la Buzău. Buzoian fiind. Pe la Buzău, el number one, pe la Buzău și mai făcea câte o conferință de presă. Dar când făcea conferința de presă? În momentul în care schimbam copreședintele. Caci era Romanescu, aci era Bădulescu, aci nu știu cine. Da, deci, interesant ce se întâmplă. Ăștia sunt candidați. Nu vorbesc despre domnul Atanasiu, și despre averea lui și toate astea. Astea sunt chestiuni deja minore. Pe de altă parte, poate că unii oameni au mai făcut câte ceva prin județe, că au mai intervenit pe la un minister, s-au mai dus, nu știu pe unde, prin Camera Deputaților și a impulsionat. Băi, haide să dăm... o lege. Haide să vedem cu naiba facem, să-i ajutăm și pe ăștia. E, asta este o chestiune pe care niciun candidat n-a putut și nu va putea să o spună în campania electorală. De ce? Pentru că stai trafic de influență și la gața a doua zi, înțelegi? Corect, cu toate că ați văzut, domnul Atanasiu s-a folosit la un moment dat de faptul că primăria a obținut un fond pentru gigacalorie, pentru subvenționarea gigacaloriei și a avut așa o exprimare total nefericită. Bineînțeles că a primit și o replică din partea PSD. Și a fost o temă de campanie și aceasta. Da, a fost o temă de campanie. De fapt, nu știu dacă ai observat, la liberali a fost o temă de campanie să-i atace pe ceilalți, să atace pe PSD. Ăsta a fost singurul lor program pe care l-au prezentat în această campanie. De ce ăsta a fost programul lor? Da, nici ceilalți n-au fost impasibili, nici ceilalți n-au stat pasivi undeva așa să nu spună nimic. Am văzut că au venit replicile pe măsură și din partea PSD. Cei de la PMP de asemenea au avut ceva cu PNL, bineînțeles că plecaseră de acolo. Erau de acolo și de PMP-ul a avut o strategie mult mai bună decât cea a PNL-ului. PMP-ul n-a făcut altceva decât să se folosească de cei doi oameni ai PNL-ului, respectiv Mateișescu și cu Bădulescu, da? De experiența lor. Și nu știu, dacă ai observat cu o zi, două înainte de depunerea listelor, au venit și ei la PMP. În rest, au activat în rândul PNL-ului. Da? Foarte frumos. Bineînțeles, când pleacă cineva, nu pleacă cu mâna goală. Ei n-au plecat cu mâna goală. Au plecat cu un bagaj extrem de greu de informații. Asta pe de-o parte. Și au mai plecat și cu oameni după ei. După aceea, ce crezi că au făcut oamenii ăștia de la PMP? Că au fost băieți orientați și câteodată parcă sunt... s-au dus pe frumos în teritoriu, da? Și au încercat să se bage pe aici și pe acolo și au adunat oameni din teritoriu, cum s-ar zice la Ciur, refuzurile. Înțelegi? Și de aici au scos un procent bunișor. Bineînțeles că și ei s-au... Mai bun chiar decât alte. Au făcut destule greșeli. Și de aici le-a lipsit acea disciplină de partid și faptul că practic aici era și PSRO și PMP și erau și liberali și PPD și nu știu mai ce și practic s-a format acest conglomerat din unirea mai multor oameni cu mai multe orientări politice. Pentru că spuneam de liberal, este păcat că la nivel de
Buzău, și nu mă refer la nivel de municipiu, mă refer la nivel de județ, nu prea mai avem liberali. Iar cei care sunt liberali adevărați, ori au fost înlăturați, ori s-au auto-înlăturat din organizație, neacceptând să fie conduși de liberali vopsiți. O să vorbim și după pauza de publicitate despre învingătorii acestor alegeri, pentru că am urmărit mai devreme imaginile, le vom revedea cu reacțiile pe care le-au avut în momentul afișării rezultatelor, dar aș vrea să vorbim puțin și despre ce se întâmplă la nivel național. Revenim în câteva minute.